Deputatul PSD Mehedinți Cornel Folescu a transmis un mesaj pe pagina sa de socializare privind situația agravantă în care se află țara noastră. Toate semnele ne indică faptul că suntem deja la pământ, dar ni se cere să avem răbdare și să așteptăm momentul în care vom simți beneficiile reformelor liberale. Premierul demis Florin Cîțu a făcut o declarație susținând că lucrurile merg bine. Am asistat în acest sfârșit de săptămână la un nou spectacol delirant susținut de acest artist al dezastrului, care este premierul demis Florin Cîțu. Sfidând toate vocile ale specialiștilor, ale oamenilor și toate cifrele și statisticile, Cîțu nu anunță că lucrurile arată bine și sunt foarte aproape de momentul în care toți românii vor simți și beneficiile creșterii economice. Deputatul PSD Mehedinți a postat un mesaj pe pagina sa de socializare, prin care critică dur activitatea celor de la guvernare. Dacă nu v-ați prins deja, vă spun eu care sunt semnele unui trai mai bun în viziunea liberalilor. Suntem campioni europeni la creșterea prețurilor la energie. Sunt campioni la dobânzile plătite pentru cele peste 57 de miliarde de euro împrumutate în ultimii 2 ani de guvernare. Puterea de cumpărare a românilor mai mică cu 14%. 14,6 miliarde euro deficit comercial, un record istoric pentru România. O rată a inflației de 6,3% în luna septembrie, de la 5,3% în august, în condițiile în care mărfurile nealimentare s-au scumpit cu 8,71%, mărfurile alimentare cu 4,26%, iar serviciul cu 3,75%. Toate semnele ne indică faptul că suntem deja la pământ, iar cei de la conducerea țării nu iau nicio măsură în acest sens.